Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem savarine la tavă. Bune, gustoase, delicioase. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Într-un bol o să punem 167 de grame de făină, 170, o să punem drojdie, 3 grame și jumătate de drojdie și un praf de sare. Amestecăm. Acum o să adăugăm 3 ouă. 1, 2 și 3. Și mierea. O să adăugăm 40 de grame de miere. Și jumătate din untul nostru, unt topit. Acum o să amestecăm bine totul. Și o să amestecăm așa circa 5-10 minute. Ia uitați. După ce am amestecat cele 5-10 minute, o să adăugăm celelalte două ouă. Amestecăm. Și la urmă o să adăugăm restul de unt topit. Amestecăm bine și apoi o să lăsăm la crescut. Aluatul pentru savarina la tavă este gata. O să lăsăm să crească puțin. Îl acoperim. Aluatul a crescut. Acum o să-l punem într-o tavă. Într-o tavă tapetată cu hârtie și cu ulei. Ia uitați aluatul. Îl punem pe tot. Și o să dăm la cuptor la 100, la 200 de grade, circa 15 minute. O să verificăm cu scobitoarea. Am pus o oală cu apă pe foc și am pus 5 căni de apă. Acum o să punem coajă de lămâie și miere de albine cât este necesar. Sau poate înlocui cu zahăr. Lăsăm să fiarbă.
aluatul s-a copt, acum o să-l tăiem cu bulețe. Am tăiat cu bulețe, așa arată. Acum așteptăm să fiarbă siropul și o să le dăm prin sirop. Siropul clocotește, o să dăm de pe foc, închidem focul și o să adăugăm esența de rom. O sticluță, acum fiecare adaugă după gust. Am să adaug mai întâi o sticluță. Amestecăm, gustăm și dacă este nevoie, o să mai adăugăm aromat. Am să mai adaug puțin ca să fie aromat. Am să pun două sticluțe de data aceasta, fie aromate. Punem în sirop și lăsăm circa 3-4-5 minute să se însiropeze bine. Și după aceea le scoatem. Acum le scoatem cu o paletă și le punem pe un platou. Și le lăsăm să se răcească. Și între timp o să batem frișca. Acum s-au răcit și vom pune puțină dulceață pe fiecare. O să punem câte puțină dulceață pe fiecare. De cireșe sau de căpșuni. Fiecare pune de care îi place. De zmeură. Sau gem. Acum punem frișca. Am pus frișca într-un poș. Și începem încet. Punem și pe ultima. Acum putem pune câte o cireșică, un pic de dulceață deasupra. Savarine la tavă. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Vă doresc o zi frumoasă și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!